Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, Biblia, versiunea Bartolomeu. Și iată, am ajuns la Evanghelia după Luca, la capitolul 1. După ce am citit introducerea la Evanghelia după Luca. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Evanghelia după Luca, capitolul 1. Adresare introductivă. Vestea nașterii lui Ioan Botezătorul. Buna vestire. Maria la Elisabeta. Cântarea Mariei. Nașterea lui Ioan Botezătorul. Pentru că mulți au încercat să alcătuiască o istorisire a faptelor ce s-au adeverit printre noi, așa cum ni le-au predat cei care dintr-un început le-au văzut și au fost slujitori ai cuvântului, tot astfel și eu, după ce le-am urmărit de la început cu deamănuntul, m-am gândit că e bine să ți le scriu pe rând, prea puternice Teofile, pentru ca tu să cunoști temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Notă. Autorul își întocmește scrierea pe baza unei minuțioase documentări, folosind atât izvoarele scrise, în mod sigur Evanghelia după Matei și Marcu, cât și pe cele orale, că marturi oculari ai evenimentelor relatate. Iar nota B, Teofil este un nobil din Roma, proaspăt convertit sau pe cale de convertire, este destinatarul direct, prim și direct al Evangheliei a treia, ceea ca și ceva mai târziu, a scrierii faptele apostolilor. Cuvântul prea puternice este o formulă foarte politicoasă de adresare, echivalentă cu excelență, cu cuvântul excelența voastră. Fosta în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aron și se numea Elisabeta, adică descendentă din Aron, strămoșul și întemeitorul tagmei preoțești a lui Israel. Și amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului, și nu aveau copii, deoarece Elisabeta era stearpă, și amândoi erau înaintați în zilele lor. Și a fost că pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul cetei sale, după rânduiala preoției i-au ieșit sorții să intre în templul Domnului și să tămâieze. Iar la ceasul tămâierii, toată mulțimea poporului era afară, rugându-se. Și îngerul Domnului i s-a arătat stând de-a dreapta altarului tămâierii și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frica a căzut peste el, iar îngerul i-a grăit: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ți-a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan. Și îți va fi ție bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Și îți va fi el ție bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, că el va fi mare înaintea Domnului. Nici vin, nici băutură tare nu va bea și încă din pântecele maicii sale se va umple de Duhul Sfânt. Și pe mulți din Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și lui îi va merge înainte cu Duhul puterii. Și lui, adică Domnului, îi va merge înainte cu Duhul și cu puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, și ca să-i pregătească Domnului
și să-i gătească Domnului un popor pregătit. Și a zis Zaharia către înger, după ce voi cunoaște acestea, că eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei? Și a răspuns îngerul și a zis, eu sunt Gavril, cel ce stă în fața lui Dumnezeu și sunt trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor, iată, vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când vor fi toate acestea. Și poporul îl aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu. Și când a ieșit, nu putea să vorbească și au înțeles că vedenia a văzut în templu și el făcea semne și a rămas mut. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui, s-a dus la casa sa. Și după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit. Și vreme de 5 luni s-a tăinuit zicându-și, că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să-mi ridice o cară dintre oameni. Notă, sterilitatea unei femei era dezonorantă, deseori privită de societate ca o formă de pedeapsă divină. Iar în a 6-a lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavril într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa i-a zis, bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta, ce fel de închinare poate fi aceasta? Notă, salutare ceremonioasă însoțită de un gest curtenitor, care a tulburat-o pe preacurata fecioară Maria. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu și iată în pântecele tău vei zămizli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta va fi mare și fiu al celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Notă, puterea prin care Dumnezeu se descoperă și creează, asemenea norului luminos de pe muntele Sinai, conform Ieșire, capitolul 24, versetele 16 până 18, sau celui de pe Tabor, Luca, capitolul 9, versetul 34. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei, și aceasta este a 6-a lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, și îngerul a plecat de la dânsa. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. Notă. Cetatea lui Iuda, arheologii preferă să o identifice cu actuala localitate Ein Karem, la 6 km vest de Ierusalim. Pentru că
Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămizlit și a fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată, roava Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Și când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mi-e aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, săltata pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria. Notă, cântarea Mariei este un imn de neasemuită frumusețe, presărat cu citate din Sfintele Scripturi. Este acel imn pe care noi îl cântăm la fiecare slujbă a utreniei în Sfânta Biserică, în cântarea nouă anumită, cântarea Maicii Domnului. Și iată, a zis Maria, mărește suflete al meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că El a căutat pe smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic, și sfânt e numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. Făcuta faptă tare cu brațul Său, Domnul risipita pe cei mândri în cugetul inimii lor, coborâta pe cei puternici de pe tronuri și i-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. Sprijinita pe Israel stuga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum a grăit părinților noștri, lui Avraam și seminției lui, până în veac. Și-a rămas Maria împreună cu ea ca la 3 luni și apoi s-a întors la casa ei. Iar Elisabetei s-a plinit vremea să nască și a născut un fiu. Și-a auzit vecinii și rudele că Domnul și-a mărit mila față de ea, și cu ea se bucurau împreună. Și a fost că în ziua 8-a au venit să-l taie împrejur pe prung și voiau să-l numească Zaharia, după numele tatălui său. Și răspunzând mama, a zis, nu, ci Ioan se va chema. Și au zis către ea, în rudenia ta nu e nimeni care să se cheme cu numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit. Și cerând o tăbliță, adică Sfântul Zaharia, el a scris, numele lui este Ioan. Și toți s-au mirat. Și îndată gura lui și limba i s-au deschis și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. Și frica i-a cuprins pe toți vecinii lor. Și despre lucrurile acestea s-a vorbit în tot Ținutul Muntos al iudeii. Și toți cei ce l-au auzit le puneau în inima lor zicând, ce va fi oare copilul acesta, că mâna Domnului era cu el. Și Zaharia, tatăl său, s-a umplut de Duhul Sfânt și a profețit zicând, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, că și-a cercetat poporul și l-a răscumpărat. Și putere mântuitoare ne-a ridicat din casa lui David, sluga sa, așa cum a grăit prin gura sfinților săi profeți din veac. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Și să facă milă cu părinții noștri și să-și amintească de legământul său cel sfânt, de jurământul cu care s-a jurat lui Avraam, părintele nostru, fiindcă noi, astfel fiind izbăviți din mâna vrăjmașilor, să ne dea nouă ca fără frică
să-i slujim într-o sfințenie și în dreptate și în toate zilele vieții noastre. Iar tu, pruncule, profet a celui preanalt, te vei chema, că vei merge înaintea Domnului ca să-i gătești căile și să-i dai poporului său cunoștința mântuirii într-o iertare păcatelor. Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care răsăritul cel de sus ne-a cercetat, ca să-i lumineze pe cei ce șed într-un tuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.